Idila lui Răzvan. Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Știresca și vă prezint Idila lui Răzvan. Pentru multe persoane, cafeaua este stimulentul perfect pentru a începe ziua în forță. Grație americanului Dan Meropol, infuzia de energie va fi livrată odată cu periatul dinților de dimineață, acesta inventând prima pastă de dinți cu cofeină. Ideea i-a venit în urma unui studiu realizat pe tema periajului dinților, din care a reieșit că doar 50% din populația Americii se spală pe dinți măcar o dată pe zi, în timp ce peste 50% din populație bea cafea cel puțin o dată pe zi. Am oferit această pastă de dinți și bucureștenilor într-un experiment marca Idila lui Răzvan. Care sunt rezultatele, aflăm din interviurile realizate la sfârșitul cercetării. Răzvan? Andreea, mă aflu alături de doamna Marta Precupescu, pensionara din troleibuzul 69, care pare este adevărat plină de energie. Ați folosit pasta de dinți, doamnă, pe care v-am oferit-o? Pasta de dinți era? Aoleu! Eu am crezut că este brânză topită. De ce nu mi-ați spus? Am folosit-o, dar pe pâine azi dimineață și s-a terminat imediat. Puteți să-mi dați și voi vreo 2-3 tuburi în plus. Și? Vă simțiți mai energizată? Cum vă simțiți? Nu simt, domnule, nimic. Stai un pic, că iar nu e ordine în troleibuz. Vorbim imediat. Ia, toată lumea jos. Ușile rămân închise până la capăt. Și tu, da, și tu. Ăla cu șapcă. Ce dacă e șofer? Acum eu sunt șoferul! Andreea, a trebuit să cobor din troleibuz. Doamna Precupescu a dat pe toată lumea jos și a preluat volanul. Acum gonește, nebunește pe stradă. Se pare că pasta de dinți a avut efect. Mulțumesc, Răzvan, mă bucur că ești afară. Continuăm să analizăm rezultatele cercetării. Da, Andreea, m-am întâlnit cu un alt subiect al experimentului nostru, domnul Adrian Ninja. Cum vă simțiți, domnule Ninja, după ce ați folosit noua pastă de dinți? Bă, bosulică, nu mă lua așa de tare, că e prea dimineață și eu la ora asta nu mă mișc așa de repede. Ce pastă de dinți? Despre ce vorbești? Că habar n-am. Pasta de dinți cu cofeină, experimentul. V-ați înscris? Păi m-am înscris sâmbătă, băi bosulică. Astăzi este abia marți și n-am apucat să o folosesc. Tu ce crezi, că mă spăl zilnic pe dinți? Vrei să-i tocesc? Să mănânc cu paiul? Lasă-mă ușor acum, vorbim și noi peste vreo 2-3 săptămâni, când vine rândul spălatului pe dinți. Săptămâna asta, frate, a fost cu spălatul pe cap, înțelegi? Andreea, am impresia că există personaje pe care nimic nu le poate face să-și îngrijească dinții. Predau legătura. Mulțumesc, Răzvan, sper că ai stat suficient de departe de domnul Ninja. Mergem mai departe. Andreea, am întâlnit-o iată pe domnișoara asistenta TV, care pare foarte, foarte supărată. Păi sigur că sunt supărată. Pasta asta de dinți îmi alungă toți clienții. Credeți că nu le place aroma sau cum? Ce aroma? Nu are nicio legătură cu aroma. De când o folosesc, am ajuns să fiu foarte agitată și prea plină de energie. În prima zi am rupt umorul unui iubit, mă înțelegi? Ieri am spart capul altuia, azi de dimineață i-am rupt unuia... nici nu mai poate să facă șușulică. Acum nu mai vine nimeni la mine, o să dau dracului faliment. Dar cum v-ați manifestat? I-ați lovit? I-ați zgâriat? I-ați ciupit? Nu, domnule, nici vorbă, din contră! Păi spuneți așa, Andreea, noua pastă de dinți oferă o energie uimitoare, predau legătura. Mulțumesc, Răzvan, te sfătuiesc să nu te implici foarte mult în acest caz. Mergem mai departe. Andreea, sunt din nou pe culoarele Parlamentului și stau de vorbă cu senatorul Îmbrobodescu, cel care a acceptat să participe la experimentul nostru. Cum vă simțiți, domnule senator, după ce ați folosit noua pastă de dinți? Domnule, eu mă simt excelent dacă tot mă întreb, dar pasta de dinți n-am luat-o pentru mine. Doar nu crezi că politicienii sunt cobai pentru experimentele tale de c***, bă băiatule? O să verific calitățile acestei paste de dinți când dorește mușcul meu. Este în campania electorală, de exemplu.
Un autobuz cu turiști electorali va primi pasta de dinți specială, altul pasta de dinți normală. La sfârșit numărăm voturile, firesc, și aflăm care pasta e mai bună în funcție de viteza de votare. Acum mă duc să pun tuburile de pasta de dinți în pachetele alea cu mită electorală sau cum le ziceți voi. Așa că am treabă. Hai, pa! Andreea, se pare că rezultatele din zona politică vor ajunge ceva mai târziu. Acum trebuie să predau legătura. Mulțumesc, Răzvan. Românii nu sunt foarte diferiți de americani în ceea ce privește igiena orală. Cam asta ar fi concluzia experimentului nostru. Până la următoarea întâlnire, la revedere. Trinet Radio. A radio full of colors. Ah, ce bine era. Mala val.